Această rubrică a fost oferită de Focality. În anul 12 s-a născut Caligula, cunoscut sub numele de Gaius. A fost împărat roman între anii 37 și 41. Caligula a fost membru al casei conducătoare convenționale, cunoscută sub denumirea de dinastia Iulio-Claudiană. Tânărul Gaius a primit porecla de Caligula, însemnând cizmă, diminutivul de Caligula, sandală purtată de către soldații romani, de la soldații tatălui său în timp ce i-a însoțit pe aceștia în campaniile sale din Germania. În anul 1870 s-a născut Maria Montessori. A fost medic și pedagog italian care a creat o metodă specială de educare a copiilor foarte tineri, metoda Montessori, înființând peste tot în lume școli care aplicau metoda sa. În anul 1949 s-a născut Richard Gere, este un actor american care trăiește în New York. În anul 1867 s-a stins în viață Charles Baudelaire. A fost un poet francez, al cărui originalitate continuă să-i provoace atât pe cititorii săi, cât și pe comentatorii operei sale. Este considerat poetul care a revoluționat întreaga lirică franceză și europeană prin originalitatea volumului său controversat Le Fleur du Mal, adică Florile Răului. A avut o influență puternică asupra viziunilor poetice ale autorilor de mai târziu. În anul 1963 a murit George Braque. A fost un pictor francez fondator, alături de Pablo Picasso, al cubismului. În anul 1997 s-a stins în viață într-un tragic accident Diana, prințesa de Wales. A fost prima soție a lui Charles, prințul de Wales, moștenitorul de tronului regatului unit. Fiilor William, prinț de Wales și prințul Henry sunt al doilea și al șaselea în linia de succesiune la tronul britanic și al altor 15 state. De la căsătoria din anul 1981 până la divorțul din anul 1996 a fost numită Alteța sa regală Prințesa de Wales, iar după divorț, Diana, Prințesa de Wales. În anul 1056, după o boală bruscă de câteva zile, împărăteasa bizantină Teodora moare fără copii, acest lucru ducând la sfârșitul dinastiei macedoniene. În anul 1422, Henry al VI-lea a devenit rege al Angliei la vârsta de 8 luni, după moartea tatălui său, Henry al V-lea. Afacerile guvernatorului vor fi conduse de către un con consiliu de regență până la majoratul monahului. În anul 1895, contele german Ferdinand von Zeppelin patentează Zeppelinul. În anul 1907, Anglia, Rusia și Franța formează tripla înțelegere. Această rubrică a fost oferită de Focality.